Oltenii sancționați pe perioada stării de urgență pentru că au ieșit din casă fără declarație pe propria răspundere, care au ales să conteste amenda primită, au avut câștig de cauză. La nivelul județului, peste 430 de persoane au ales să se adreseze instanței de judecată, solicitând anularea sancțiunii pe motiv de neconstituționalitate. În toate cauzele, judecătorii de la instanțele din județ au admis sesizările și au dat câștig de cauză celor amendați, anulându-le sancțiunile aplicate de polițiști și jandarmi în baza Ordonanței 3 din 2020. Federația Română de Fotbal a anunțat programul meciurilor din cadrul celui de-al doilea tur al Cupei României. În această fază au intrat în competiție și formațiile din Liga a III-a. Betița Colonești va întâlni pe 11 august în deplasare echipa vâlceană Viitorul Dănești. Meciul se va juca pe terenul adversarei echipei antrenate de Mircea Stan cu începere de la ora 17:30. CSM Slatina va debuta în această competiție în etapa următoare. Dacă se va califica, Betița Colonești are mari șanse să aibă drept adversară echipa slătineană. Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina a scos la concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată postul de administrator financiar. Candidații trebuie să aibă studii superioare de financiar contabil, finanțe bănci, economist și vechime de minimum 3 ani în domeniu. Concursul se va organiza conform calendarului următor. 18 august, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs, 24 august proba scrisă, 26 august proba interviu. Oltenii interesați de o carieră în armată pot participa la cursul de formare a subofițerilor pentru informații putându-se adresa biroului informare recrutare din cadrul Centrului Militar Județean. Până la 6 august se fac înscrieri pentru 40 de locuri la Specialitatea Militară Sanitar, Centrul de Perfecționare Medico-Militară Sibiu. Până la 13 august pentru 10 locuri la Comunicații, Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, Sibiu, și până la 1 octombrie, pentru 77 de locuri, la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri ai Forțelor Terestre din Pitești. Ieri a fost prima zi în care programul pilot de emitere a cărții electronice de identitate a fost lansat la nivel național, Clujul fiind primul oraș în care a început emiterea noului document. Încă din prima zi au fost epuizate toate programările pentru următoarele 30 de zile. Aproximativ 450 de persoane au optat pentru emiterea noii cărți de identitate electronică. Pentru cererile preluate în intervalul 2-6 august, documentele vor fi eliberate în perioada 23-25 august.